Tragedie în aer. Doi turiști au murit într-un incendiu care a avut loc la bordul unui balon cu aer cald în Mexic. O înregistrare video difuzată de mai multe televiziuni locale arată nacela în flăcări pe un cer perfect senin. Potrivit anchetei preliminare, evenimentul s-a produs în vecinătatea unui important obiectiv turistic. Pompierii au fost direcționați la fața locului pentru a interveni. Întreg incidentul a fost filmat cu ajutorul telefoanelor mobile de către turiștii ce se aflau la fața locului. Până în acest moment nu se cunoaște cauza pentru care balonul a luat foc. Presa locală notează că aeronava aparținea unui operator ce nu avea licență. Potrivit serviciilor de urgență, doi oameni și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți.